facem acum, să-l ascultăm pe președintele Klaus Iohannis. Impresionante rezultate foarte bune ale procurorilor. I-am felicitat și mă bazez pe ei, sunt convins că și în viitor vor lucra tot la fel de serios ca și în anul care a trecut și la care s-a referit bilanțul. O chestiune de servis pentru sistemul judiciar și una dintre chestiunile delicate a revenit în discuție, povestea cu grațierea. Cum comentați amendamentele care au fost puse pe tapet de președintele Comisiei Juridice, respectiv domnul senator Șerban? Acum, n-aș vrea să intru în detalii, situația se află la Parlament, însă pot să spun foarte clar, dacă s-ar grația corupții, cred că s-ar da un semnal total greșit în societate și contez pe realismul și pe buna credință a parlamentarilor. Ați spus pentru declanșarea acelui referendum despre care vorbea și despre care practic nu s-a aprobat numai să-i anunțați nimic? De fapt, este foarte important de văzut că societatea a devenit extrem de activă și dacă s-ar progresa cu astfel de inițiative, cu siguranță am avea reacții foarte puternice din partea societății, lucru, deci că se progresează, sper că nu se întâmplă. Dacă permiteți. Dar se mai face referendumul. Cu referendumul am lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte, foarte clar prin protestele care au avut loc și prin cele care au loc în continuare. E evident că societatea își dorește eliminarea corupției, își dorește persoane integre pe funcțiile publice, dar nu am anulat intenția, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniștească un pic. Joi și vineri participați la Bruxelles la o întâlnire extrem de importantă. În ultima perioadă se vorbește în Uniunea Europeană tot mai des despre o Uniune Europeană cu două viteze. Care este poziția României în acest sens? O să mă refer mai pe larg la această chestiune joi înainte de plecare, dar pot să vă spun de pe acum că eu m-am referit încă de când am devenit președintele României la această chestiune și am spus că o Europa cu două viteze sau cu mai multe viteze nu este bună, nu ajută pe nimeni. Și aici poate este bine să clarific un pic. Nu înseamnă că nu vedem că țările se dezvoltă într-un ritm diferit. Este ușor de observat. Nu la asta se referă. Deci Europa mai multor viteze nu se referă la situația de fapt, ci după părerea mea este periculos să statuăm că așa vrem să fie și în viitor. Noi, cel puțin românii, dorim să devenim partea nucleului și îmi imaginez că asta este abordarea cea mai sănătoasă. Sigur, fiecare aleargă cu viteza lui, dar în final trebuie să fim toți împreună să construim o uniune solidară, puternică, unită și să nu începem să definim tot felul de grupuri care își urmăresc interesul propriu. Liderul PSD cerea consultări pe această temă. Ați avut o discuție în acest sens sau urmează să aveți? Dar cu siguranță vom avea și consultări și dezbateri publice. Constat că unii au înțeles greșit despre ce este vorba. Faptul că președintele Juncker a lansat Cartea Albă este începutul dezbaterilor, nu sfârșitul. Deci acum, joi, vineri, nu se hotărăște nimic despre viitorul Uniunii în acest sens. Chiar inițiatorul a exprimat așteptările că până probabil în 2019, când se alege următorul Parlament, când se alege următoarea Comisie, vom avea un rezultat care arată care ar trebui să fie direcția. Deci, acum nu suntem la finalul discuției, suntem la începutul discuției și, evident, mă aștept ca toată lumea care are o opinie fundamentată să vină cu această opinie, să avem foarte multe consultări, dialog și așa mai departe. Vă mulțumesc! Revoluției și mineriale. Mulțumesc!
L-am ascultat pe șeful statului, așadar prezent astăzi, vă amintesc, la ședința de bilanț pe anul 2016 a Ministerului Public, un bilanț care vine după ce în 23 februarie a avut loc bilanțul DNA, iar în 16 februarie a fost prezentat și raportul de activitate pe 2016 al DICOT, la ambele ședințe participând de asemenea președintele Klaus Iohannis. Spunea șeful statului vis-a-vis de acest raport de astăzi că este extrem de impresionat pentru rezultatele înregistrate, motiv pentru care a ținut să-i felicite pe procurori. Pe de altă parte, a subliniat și faptul că societatea a devenit extrem de activă în aceste momente și ne putem aștepta la reacții foarte puternice din partea ei. Cât despre varianta pe care merg liderii europeni în aceste momente, aceea de a pune în aplicare ideea unui bloc comunitar cu mai multe viteze, spunea Klaus Iohannis că o Europa cu mai multe viteze nu ajută pe nimeni și trebuie construită o Uniune puternică în care să rămânem împreună. Punem